Ce părere aveți despre protestele care au avut loc în acest weekend în toată țara și mai ales la Baia Mare? Eu am venit în vacanță, stau în Italia, păi nu mă pricep cu politica. Bine, poate... Nu știți ce s-a întâmplat în acest weekend? Am auzit că au protestat, au ieșit în stradă pentru să dea jos guvernul, nu? Ceva de gen. Ați văzut că au avut loc acte de violență. Ce părere aveți despre acestea? Puteau să fie evitate? Normal. Cum credeți că s-ar fi putut evita? Să le zică la oameni să stea cu miși sau jandarmii să nu tragă cu arma sau să dea cutunul pe mulțime. Ce părere aveți despre protestele care au avut loc în acest weekend la Baia Mare și în toată țara? Este rușine că într-o țară ca România, după 30 de ani de democrație, se mai întâmplă astfel de nenorocire. Îmi pare bine că nu s-a întâmplat să moară cineva acolo. Eram de râsul Europei. Cum trăiește poporul român acum, nu trăiește în existența ființei sale. Sunt de toate, dar trebuie muncă. Ori dacă nu vrea munce, ori nimeni nu dă de gratis. Nimeni, absolut nimeni. Nimeni nu face, hai la plăcinta, gata, făcut. Trebuie să muncești pentru orice. Ce credeți că ar trebui să se schimbe ca să se îmbunătățească lucrurile? Mentalitatea românească e cea mai slabă înfățilită în acest popor. Ce părere aveți despre protestele care au avut loc în acest weekend? Părerea mea contează mai puțin, dar oricum le ignor. Această conducere a țării nu mi-a plăcut, nici nu am votat și nici nu voi vota niciodată. Și nu-mi place că în anul acesta centenarului, în loc să fi primit cu brațele deschise, să ne putem uni și să facem ceva din țara noastră bogată, le-am dat cu gaze lacrimogene. Adică i-am îndepărtat, am spus nu avem nevoie. Nu mai țin cont de declarațiile din partea conducerii țării. Că ăla e așa, că ăla e de vină, că președintele e de vină. Păi ce a făcut președintele? A spus să analizeze această situație, că este imposibil de trăit în țara noastră, unde ne-am născut, unde am învățat, unde am învățat cum să ne comportăm. Lumea străină ne respectă și conducerea noastră își bate joc de noi. Trăim totuși într-un stat democratic și asta înseamnă că puterea este în mâna poporului, deci părerea fiecăruia dintre noi contează. E adevărat. Eu am învinovățit mereu că acest popor n-a fost la vot. Și ei se laudă acum că ne-a ales poporul, dar poporul i-a ales cu 3 milioane. Poporul mai mare, însă vina e a noastră, a celor care n-au fost la vot. Poate că și un alt partid nu făcea mai mult decât ăsta, dar poate nu strica situația în care am fost acum 2-3 ani în urmă. Acum am ajuns la pământ. La pământ. Cresc prețurile, ne-au omorât cu 100 de lei la pensie și te duci în piață și dai 100 de lei pe nimic aproape, vii acasă cu sacoșa goală sau la magazin. Asta e treaba. Sper că ne deschidem ochii, ne trezim și la viitoarele alegeri ne ducem la vot. Să ne uităm ce listă este. Eu nu zic, sunt parlamentari care nu-s buni, deputați, senatori și în alte partide, nu numai în ăsta. Dar vina noastră este. Când fac întrunirile alea, să le spunem în față. Fiecare ce a greșit, atunci tu să nu mai fii din partidul ăsta. Du-te afară și vezi-ți de afacerile tale, dacă sunt rentabile, dacă nu... Nu trăi pe banii noștri, să ne furi în fiecare zi. Au fost grupuri care nu au fost, civilizate și au fost oameni care au făcut un protest pașnic. Așa, considerați că totuși s-a făcut un abuz din partea jandarmeriei sau autorităților? Au fost abuz și din partea jandarmeriei și din partea unor grupuri de oameni. M-aș fi așteptat, a fost prima mișcare la care am participat, deoarece sunt văduvă de un an jumate și mă descurc foarte greu de atunci. Și eu știu că democrația se construiește în stradă, dar am crezut că va fi o mișcare mai civilizată, înțelegeți? Deci am scris și eu o pancardă, deci vreau să trăiesc decent, să nu fiu povară copiilor și jos cu pensiile, cum se spune, nesimțite. Așa, mi s-a mai luat un interviu, de ce sunt aici? Păi încerc să lupt împotriva lichefierii banilor și pentru tineret, pentru viitorul țării, nu? Să avem locuri de muncă după școală, n-avem, trebuie să ne căutăm noi.
ci în străinătate să plătești mai bine și mergem acolo.